Bună ziua și bine ați venit la Școala Părinților! Eu sunt Alina Chiș și vă mulțumesc că din nou ați ales să fiți alături de noi. Nu aș vrea să dau drumul emisiunii noastre înainte de a vă mulțumi din nou și din nou de câte ori va fi nevoie pentru mesajele dumneavoastră frumoase, pentru aprecierile pe care le trimiteți înspre emisiunea noastră și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne urmăriți atât în mediul online, cât mai ales la televizoare din toate colțurile județelor. Și pentru că noblesa oblige, trebuie să aducem în fața dumneavoastră invitație aleși pe mustață, cum îmi place mie, sau aleși pe sprânceană, cum îmi place mie să le spun. Este vorba de oameni implicați în domeniile lor de activitate, oameni care de fiecare dată au ceva să vă comunice. Astăzi am ales pentru dumneavoastră un astfel de invitat, însă mi-ar fi greu să aleg un domeniu de activitate pentru că a cochetat și s-a manifestat în atât de multe domenii. Dacă ar fi să spicuim dintre ele, ar fi vorba despre domeniul muzical, ar fi vorba despre jurnalistică, despre asistența medicală, inteligența artificială și, sigur, inevitabil, această comunicare online. Așadar, dragi privitori, astăzi alături de noi este domnul Adrian Bilanici Pele. Bine ați revenit la Școala Părinților! Bine v-am regăsit! Îți mulțumesc pentru invitație! An nou fericit pentru că am început anul! An nou fericit colegilor voștri și telespectatorilor! Îți mulțumim în mod deosebit că ai acceptat invitația noastră și noi aici la Școala Părinților începem printr-un exercițiu de spargere a agheții. Așadar, trebuie să facem spunere în timp și să întrebăm invitatul când a luat decizia de a urma o anumită cale, care au fost modelele de inspirație la acel moment, însă în situația de față avem atât de multe domenii. Dacă este vorba să alegem un model pentru fiecare dintre domeniile de activitate, cam care ar fi aceste modele? Am început cu muzica prin anul 2000. Atunci aveam modele Voltaj 3 Sud-Est, Laurențiu Duț, erau artiștii care erau artiști. Formațiile care aveau un nume și muzica era muzică atunci. Am început la Castellani, pe voce, câteva luni, după aia am început cu percuție, tobe, am compus imnul orașului Tășnad în anul 2000, atunci am compus imnul, a fost și declarat imn al orașului Tășnad, imn care se cântă la fiecare deschidere oficială. Asta este un lucru foarte interesant pentru că este singur oraș din județul Satu Mare care încă mai are în deschiderea evenimentului imnul orașului. Trebuie să-ți mărturisesc o situație. Eram acolo în momentul în care am auzit acest imn în Tășnad. Și fiind atât de impactant pentru noi publicul, mărturisesc că au fost câteva zile la rând în care în mintea mea răsuna hei, 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 Tășnad. A fost și este probabil un imn foarte de succes. Felicitări! Îți mulțumesc pentru apreciere. Evoluția pe plan muzical a fost cât de cât a spune. Am avut și un LP cu Stigma, formație care am vogă în 2000. Am făcut o pauză muzicală pentru că atunci era perioada în care dacă vroiai să ajungi departe sau sus, trebuia să pleci la București. Din Satu Mare era foarte greu ca să te faci remarcat. Pe plan local e foarte simplu, poți să participi la orice eveniment, nu e foarte greu. Problema e la București să ajungi și să te menții. Că e una să te lansezi și după aia să nu mai știe nimeni de tine și alta să tot rămâi acolo cu noutăți, să ai impresarul potrivit, să ai relații producători. De ce muzică? De unde a venit această dragoste pentru muzică? Sincer, nu pot să spun așa că am sau care a fost model. Asta zic, nu pot să spun că am copiat un model din familie. Pentru că, de regulă, dacă părinții sunt muzicieni, copiii merg pe același traseu, exact aceeași poveste cu fotbalul sau cu alt domeniu. Am încercat. Mi-a spus cineva că ai voce,
am stat să mă gândesc, am voce sau scot sunete? Pentru că e o diferență, da, să atingi câteva note și alta să, cum să zic, să menții vocea pe anumite... Dar dacă note... e să vorbim de un model, sau poate nu un model la modul propriu, artiștii pe care i-ai îndrăgit în copilărie, în tinerețe, pentru că vorbim de acea muzică minunată anilor 90-2000, anii 80, dacă e să ne raportăm mai în spate. Noi am crescut cu Depeche Mode. Deci, probabil și în mod fermă prietenii știu că nu era chef în care să nu fim noi prezenți. Și era eterna dispută între depeșiști și metaliști, nu? Trebuia să fie ceva, că era plictisare mare pe timpul ăla și neavând Facebook, trebuia să avem și noi o activitate. A fost foarte frumos, era un model care mie mi-a plăcut. Uite, și în ziua de astăzi trupa se menține, anul ăsta va veni din nou la București, probabil pentru ultima dată, că au ajuns și ei la o vârstă și am înțeles că nu vor mai face multe turnee. Din România. Din România, cum spuneam, era Laurențu Duță, care îmi plăcea foarte mult timbrul lui. Laurențu Cazan, un alt artist, mare. Un alt artist care momentan nu prea mai cântă. Intra pe producție, era Călin de la Voltaj. Și dacă ar fi să mergem în mod natural, așa, așa ușor, înspre jurnalism? Pentru că și acolo te manifesti destul de bine. Ai avut și acolo modele, oameni care, de la care ai învățat sau ai furat meserie? Modele. Am început prin 2000, mai exact, partea cu jurnalistică, la Cronica din Satul Mare, Cronica Sătmăreană. Acolo îl aveam mentor pe Felician Pop, scriitorul și omul de presă, care la momentul de față cred că este cel mai bun din zona noastră. După care am plecat pe partea de online, ziar, jurnalul, informații de Transilvania, Radio Transilvania. Toate astea au făcut un cerc frumos, pentru că lucram în timpul săptămânii la ziar, iar duminică aveam emisiune la Radio Transilvania. Două lucruri diferite, pentru că să coordonezi un ziar e o treabă și să ai o emisiune la Radio Transilvania, o emisiune de Transilvania Petrece, deci o emisiune de divertisment, cum ar veni. Sunt două lucruri. Le-am îmbinat foarte perfect. A fost foarte super. Și cum a fost trecerea înspre asistența medicală? De unde și până unde acest viraj brusc? În mod normal, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim o meserie. E foarte interesant ce ne spui. De ce muzica sau jurnalismul nu este o meserie? Îi o meserie, dar astea sunt meserii de multe pasiuni. Ori pe moment. Când eram mic, vreau să mă fac fotbalist. Și... îmi zicea taică-i meu că aia nu e o meserie, cu percepția de atunci. Trebuie să ai o meserie și pe lângă faci și fotbal. Pentru că atunci așa era, majoritatea dintre fotbaliști aveau o meserie și în timpul liber erau fotbaliști. Înseamnă că acest mesaj transmis de părinte la vârsta aceea a prins rădăcini, ca să spunem așa. Ai purtat cu tine această idee că trebuie să ai o meserie la bază, trebuie să ai un venit sigur, că toate celelalte pot să fie sau nu sigure aceste pasiuni. Sigur nu-i nimic. Dacă, Dacă e să analizăm vremurile pe care le trăim acum, deci, sigur nu poți să spui că e ceva. Nu poți să îți faci un plan pentru următorii ani, pentru că nu știi ce o să fie peste 6 luni. Vorbim din nou de comunicare, de data aceasta în mediul online. Sigur, trecerea nu este foarte dificilă pentru tine, doar modul unde te manifesti în acest mediul online. Vorbește-ne puțin despre această parte, această activitate a ta. Digital marketing. O
meserie, un job care mai nou a început să prindă destul de mult, creator de conținut, creator de reclame, specialist social media. Astea toate fac un triunghi care la un moment dat trebuie să meargă într-o singură direcție. Venit și să ajungi acolo sus. Vedem că spațiul online a ajuns destul de vulnerabil în momentul de față, pentru că copiii noștri, vrei, nu vrei, se manifestă acolo. Vremurile pe care le trăim și le-am trăit în ultima perioadă a dus online-ul și tot ce am crezut noi că nu este sănătos pentru copii, telefoane, tablete, încercam să-i ducem afară la fotbal, uite că brusc concepția asta s-a schimbat și de fapt trebuia să îi aducem în fața calculatorului, pentru classroom trebuia să-i aducem în fața telefonului și atunci la un moment dat nu mai știam, e bine sau nu e bine. Să folosim tehnologia. Exact. Tot ce ne spui tu și tot ce ne povestești merge, curge în mod natural înspre cea mai importantă, spun eu, dintre calitățile tale, și anume calitatea de părinte. Vorbește-ne despre ce înseamnă a fi părinte, ce presupune în activitatea de zi cu zi și cam care sunt activitățile unui tată implicat. Aș avea mult de povestit, nu știu dacă avem timp până de seară, dar fiecare copil are un model. Majoritatea dintre băieți, modelul lui e tatăl. Vreau să fiu ca și tata. Dacă, de exemplu, cum eu mă ocup pe partea asta de marketing online, administrare site-uri, stau destul de mult la calculator și el vede chestia asta că stau la calculator și tot stă, se uită ce fac, nu înțelege, mai întreabă că de ce așa. Oarecum îl pasionează domeniul ăsta și vede că nu-i greu, cel puțin din punctul lui de vedere. La această vârstă trebuie să spunem că fiul tău este în clasa 1. În clasa 2. În clasa 2? În clasa 2 la liceul ăsta. Cu care aveți o relație deosebită, fiind implicat exact în calitate de vicepreședinte al asociației. Da. Înseamnă că ne puteți povesti. Acum spunem la persoana vorbim la pentru în funcție de moment. Ce înseamnă relația sănătoasă școală-familie? Din punctul de vedere al părintelui de data aceasta. Vezi, cei 7 ani contează foarte mult. Pentru că de acolo pornim cu un bagaj de cunoștințe, cu un bagaj de bune maniere, începând de la salut, comportament. Acest aspect se reflectă la școală, în relația cu colegii, cu profesorii. E foarte important să pleci de acasă cu un bagaj foarte solid. Clar că pe parcurs se vor schimba, dar baza contează foarte mult. Atunci când ne trimitem copiii la școală sau la grădiniță, în comunitate, noi știm că ei interacționează cu alți copii care poate au posibilități financiare mai mari decât ale propriului nostru copil sau mai reduse. Cum îi învățăm să relaționeze cu fiecare dintre acești copii? Să nu se simtă lezați de alți copii care, nu știu, posedă lucruri pe care el nu le posedă și mai ales cu acei copii mai puțin fericiți, care e foarte greu să îi vezi că au și pachetul zilnic de mâncare. Vezi exact despre ce-ți povesteam. Cei 7 ani de acasă trebuie să se reflecte și în comportamentul copilului. Normal că le spunem copilor, nu-i frumos să faci asta, dacă copilul respectiv nu are merindea, nu are, ajută-l. Pentru că, dar ei, între ei, oricum se ajută. Chiar nu trebuie să le spunem treaba asta. De multe ori îmi spunea că am cumpărat o napolitană și i-am dat la X. Deci, chiar dacă avea merindea, dacă avea urgina, el le-au dat pentru că sunt prieteni. Deci nu trebuie noi ca să le explicăm că dacă ajuți, ești mai... Nu, simt ei
copiii lucrul acesta. Am citit un lucru foarte interesant la un moment dat, că în copilărie prietenia e mult mai importantă decât mândria. Așadar, dacă au mici supărări sau certuri între ei, de dragul prieteniei, copiii trec peste aceste neînțelegeri și peste câteva minute îi vezi din nou se joacă împreună. Cam pomenit de certuri care sunt inevitabile în relațiile interumane, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, ajungem sigur la acest bullying. Ce înseamnă bullying-ul la modul real? Cât de prezent este, de fapt, în școli și cât este supradimensionată această situație a bullying-ului? Pentru că noi știm că dintotdeauna au existat mici șicane între copii, dar poate că nu au fost atât de mediatizate. Oare școala românească chiar are o problemă din acest punct de vedere? Vezi, partea asta cu bullying-ul, în mod cert, era și pe timpul bunicilor noștri, și pe timpul părinților, și pe timpul nostru. Foarte interesant, am ajuns să spunem pe timpul nostru. Exact. Pentru că vrei, nu vrei, timpul trece. Și am prins două regimuri, două sisteme de învățământ și două tipare de a preda. Tot și pe timpul nostru erau apelative ochelaristule, grasule. De multe ori îți lipea pe spate o urtie cu un cuvânt urât și mergeai până în capătul colidorului și nu știai de ce râd copii. Exact. Formă de bullying. Agresarea fizică, agresarea verbală. În ziua de astăzi, acest fenomen s-a amplificat destul de mult. Și nu că pe timpul nostru să revenim iară la trecut, nu a existat. Atunci nu exista media, nu exista Facebook, nu exista presă. Acum, pentru orice, scriem pe Facebook și de acolo se rostogrește informația și de multe ori ajungem la emisiuni. Oare este o modalitate sănătoasă de a ne rezolva problemele? Ușurăm situația copilului dacă evidențiem atât de mult aceste aspecte negative până la urmă? Sunt oameni și oameni, părinți și părinți, caractere diferite. Vezi, cum spuneai, că copiii se împacă. Avem de învățat. Deci de la ei avem de învățat. De multe ori copilul pleacă acasă și se plânge. X m-a împins. Y mi-a vorbit urât. Prezintă fapta părintelui sub o altă formă. Să-ți dau un exemplu, 40% adevăr și 60% ficțiune. De ce? Pentru că un copil nu are capacitatea de asumare la acea vârstă. Și dorește atenție. A prins șmecheri. Copiii noștri sunt foarte inteligenți și șmecheri. Hai să o dăm pe față. Și atunci, dacă a prins șmecheria asta, că atunci când se plânge, vine părintele, îmbrățișează, îi dă o bombonică, nu știu ce, deja știe mâine, ca să obțină acea îmbrățișare, știe cum să se comporte. Părintele nu realizează. Acumulează frustrări și apar certuri între părinți. Cum putem să discernem noi ce e adevărat și de ce e ficțiune? Sau poate e mult spus ficțiune, dar poate un mod în care copilul eludează de fapt adevărul, neavând așa o capacitate de asumare. Oare părintele trebuie imediat să pună mâna pe telefon, să sune pe celălalt părinte, să spună, a, copilul tău l-a supărat pe al meu, educă-ți mai bine copilul. Oricum o să pună mâna pe telefon. Întâlnim situații în care părinții își permit să facă aprecieri la calitatea de părinte a altor părinți, ceea ce este pe undeva nepermis. De multe ori trebuie să aplicăm metoda judecătorului. Vezi? Și judecătorul când dă cu ciucanul, înainte de asta, ascultă toate părțile. Deci nu ascultă o singură variantă și trage concluzie. Și atunci e bine ca, înainte de a pune mâna pe telefon și să zici primele cuvinte care îți vin în minte la nervi, la frustrare, să vezi și partea cealaltă. Să vezi de ce s-a întâmplat, să vorbești și cu învățătorul, cu învățătoarea, și abia atunci să vezi ce se poate face. Un lucru foarte interesant, spuneau părinții, în momentul în care așteaptă copiii la ieșire din școală, spuneau chiar ei, având simțul umorului, că nu știe Google atât de multe informații precum știe gardul școlii.
Oare acestea sunt cele mai sănătoase informații pe care trebuie, e locul de în care părintele trebuie să-și ia informații atunci când ei așteaptă și în acea rumoare și eternele povești și șușoteli sunt locul din care noi ne extragem informațiile corecte despre comportamentul copilului nostru? Nu știu dacă trebuie să luăm în considerare bârfele sau cât la sută e adevăr și cât la sută e ficțiune. În mod normal, în fiecare bârsă există un gram de adevăr și dacă reușim să culegem acel gram de adevăr și putem să mergem pe fir, e ok. Dar nu se întâmplă așa. Vezi că sunt alți părinți care nu mai așteaptă să asculte și altă variantă și își iau deciziile proprii. Până la urmă și emisiunea noastră se încearcă a fi un fel de curs de parenting, dacă îmi este permis să spun așa, că poate pe aici, pe acolo, unii părinți sunt receptivi la anumite moduri de comunicare și cum trebuie să se raporteze vis-a-vis de școală. Care ar fi modul cel mai elegant sau cel mai corect atunci când un părinte are anumite neajunsuri, cum trebuie să le clarifice? Că sigur că da, ele nu trebuie ignorate. Trebuie clarificate. Însă modul în care abordăm astfel de situație delicată poate fi hotărător. Așa e, nu, nu e o rușine să fii sărac. E o rușine să nu fii om. Pentru că majoritatea dintre cei care sunt acum bogați au trecut și prin nivelul ăla. Mai sunt și variante în care au moștenit și atunci e mai greu ca să aprecieze. E foarte bine că ai pus această temă în discuție, pentru că, vezi, dacă ajutăm, parcă altfel te simți. De exemplu, înainte de pandemie, am organizat mai multe campanii de ajutorare. Cu diverse persoane, duceam pachete la oameni necăjiți. Deci în timpul liber terminam munca, sunam persoanele care le aveam în evidență sau primeam de la preoți familii sărace și le duceam. Îl luai și pe fiul tău la aceste activități? Nu puteam să-l iau pentru că îl protejam, să spun de ce, pentru că de multe ori mergeam la familii pe care nu le cunoșteam. Și nu știam în ce mediu trăiesc, cum reacționează. Copilul, da. Exact, și n-am vrut să își... El știa. Știa că mă duc să ajut, știa că pachetele sunt pentru oale. De multe ori punea și el o jucărie care nu-i trebuia. Îmi trebuia că unde mergem? La o familie cu 3 copii mici. Hai că spun și o jucărie. Știa că mergem în... Înseamnă că și el contribuia cumva la această facere de bine pentru semenii noștri. Da, așa e. Și mai ales că noi sau eu, când făceam campanii, trebuia să fac și o poză ca să demonstrez că au ajuns în siguranță. Pentru că nu erau pachetele mele, eram ajutați de mulți oameni care contribuiau și așa mi se părea corect. Din respect față corect, de cei care au contribuit. Corect, da. Ca să știe că pachetul lor a ajuns la familia respectivă și sunt mulțumiți. Am avut în 2018 și 2019 o campanie destul de mare unde am fost sprijinit de Lion din America, de Fundația Lion. Atunci am primit 49 de colete. Deci, imaginează-ți când a ajuns tirul lângă noi, deci, jumătate aici descărcăm, n-am știut unde să le pun. Înseamnă că această bucurie care se citește pe chipul omului care face bine trebuie să se citească și pe chipul copilului acelui om, deoarece aceste valori trebuie transmise din generație în generație, din tată în fiu, cum este cazul în situația de față. Caritatea, generozitatea este și ea o latură educabilă a noastră, a micilor, adică oamenilor care mâine vom fi mari. Dacă e să revenim la copilul care merge la școală și la tatăl implicat, trebuie să ne spui cum se împacă tatăl cu temele de casă. În ce măsură participă la rezolvarea temelor, în ce măsură le lasă în seama after school-ului sau a mamei, până unde se implică tatăl direct.
fiecare dintre noi ne implicăm în funcție de timp. Dacă eu am mai mult timp, mă implic eu. Dacă soția are mai mult timp, se implică ea. Avem un avantaj, că avem after school la școală și vin acasă cu temele făcute. Mai recapitulăm, mai citim tabla mulțirii sau o poezie, ce mai trebuie, dar în mare parte temele sunt făcute acolo. Contează mult. Pentru că, cum îți spuneam și tu, ai fost cadru și ești cadru în învățământ, ai predat și predai. Știi foarte bine că în momentul când predai, mai ai vreo 30 de minute ca să te ocupi de copii. Poate nu reușești să te ocupi de fiecare în parte. Poate nu reușești să rezolvi problema, dar știi că acolo există o problemă la partea respectivă și în timpul after-ului o rezolvi. Pentru că ne aflăm la școală, trebuie să-ți dau o temă de casă. Tema de casă trebuie gândită și făcută, spun eu, pentru după pauza publicitară, când ne vei spune cum ai ales școala, care au fost criteriile ca părinte, ca și familie, cum ai ales învățătoarea sau la ce trebuie să ne gândim părinții atunci când facem o astfel de selecție. Așadar, stimați privitori, ne întoarcem alături de domnul Adrian Bilanici Pele după câteva minute de pauză. Bine ați revenit alături de noi la Școala Părinților, stimați privitori. Așadar, astăzi avem alături de noi un părinte care cu siguranță își face la rândul temele de casă. Așadar, tema de casă este făcută? Tema de casă e făcută pentru că, uite, că fiecare părinte și fiecare dintre noi vrem să-i oferim copilul nostru ce e mai bun. Și, în primul rând, ca să pornești cu o fundație solidă, o bază solidă, îți alegi o școală. Noi nu am fost așa de axați pe școlile mari. Ne-a interesat foarte mult ca copilul nostru să facă sport, pentru că și plăcea, în primul rând. Avea și voce, nu zic, și atunci m-am gândit în varianta să-l dau la arte. Dar el a vrut sport. Sport, karate, fotbal. Sport, karate, fotbal. Înseamnă cam că astea erau... ai consultat copilul la un moment dat. Pentru că nu pot să îmi pun copilul într-o instituție și să-l forțez pe o anumită direcție. Dacă lui nu-i place, ce facem atunci? Exact cum părinții își doresc ca să ajungă profesor sau ceva, dar lor nu le place. Exact, nu le place. Și atunci să faci o meserie forțat, nu-i randamentul. Se simte că e forțată. Prin urmare, decizia oarecum a fost luată de către copil sau ușor orientat înspre? El a vrut să mergem în direcția asta. Deși, sincer, eu nu eram ferm convins că vrea sport, pentru că dacă îl întrebam astăzi ce vrei să fii când vei fi mare, îmi zicea că e polițist, dacă îl întrebam mâine, da, mâine era pompier și așa mai departe. Și atunci mi-era frică să nu cumva să schimbe părerea mai încolo, dând de lucruri mai grele în sport. Fiind și micuț și slăbuț, probabil o să fie greu. Dar am prins celebra pandemie, așa că nu a fost prea greu pentru el. A fost mai mult greu pentru noi. Orele online. Exact în perioada aia în care ei trebuiau să facă bastonașe, exact în perioada aia dificilă sau esențială pentru un copil când trebuie să-i prindă mâna învățătoarea să facă. El stătea în fața laptopului și povestea cu alți doamna copii sau stătea la... Cum ați manageriat această... În acele perioade a fost esențială participarea familiei în acest act educațional. Pentru că noi, dascălii, ne-am sprijinit foarte mult pe colaborarea cu părintele în acea perioadă. Cum ați perceput-o ca familie, familia unui copil care atunci învață să scrie? A fost destul de greu. A fost destul de greu pentru că noi aveam, ori am uitat, ori aveam o altă idee despre direcția în care se fac
literile. Da, el zicea că se face din partea stângă, eu aveam impresia că e din partea dreaptă și ne contraziceam. Probabil era așa, că învățământul s-a schimbat. Sau... Ce înseamnă autoritatea dascălului în fața copilului? Pentru că de multe ori noi, părinții, ne confruntăm cu această situație. Le explicăm copiilor noștri încercând să-i ajutăm atunci când dau de greu și ei spun în felul următor: a, nu așa mama, nu așa tata. Doamna ne-a spus în felul acesta, nu e așa cum spui tu. Exact, cuvântul ăsta, doamna, e un cuvânt sfânt pentru ei. Dacă doamna a spus așa, atunci ai literă de lege. Și dacă doamna a spus că trebuie să învățăm, dacă a spus că așa trebuie să procedăm, așa procedăm. Chiar dacă noi, hai că nu, deci aia e direcția. A doua mamă, doamna. Și dacă e să revenim la ce discutam la un moment dat despre sistemul de educație, totuși dascălul, se spune că a mai scăzut din respectul societății față de dascăl. Oare să fie adevărat? Nu știu dacă a scăzut. Depinde și de fiecare părinte cum vede treaba asta. Dacă e un părinte responsabil și copilul e responsabil, eu cred că în ochii părintelui dascălul crește. Dacă părintele se implică cum trebuie, dacă părintele nu se implică și există discuții, probabil e acolo la ce te refereai. Și dacă ar fi să mergem mai departe, că e vorba de, până la urmă, de instituția care se ocupă de educație și anume de școală, calitatea de vicepreședinte a Asociației de Părinți presupune ce? Ce fel de implicare are părintele în această asociație? Cum sprijină școala? Care sunt modalitățile prin care le poate sprijini? Pentru că știm noi că acel fond al clasei nu mai este nici permis, nici la modă, în situații cât se poate de acoperite de lege. Cum poate părintele să sprijine sistemul de educație astfel încât totul să fie transparent, de bună credință și cât se poate de legal? Probabil de asta s-au și înființat aceste asociații, ca să intre în legalitate și să existe un cadru legal de a strânge o sumă de bani. Există formulare 203, parcă, prin care fiecare părinte poate o anumită sumă să vireze spre asociație. Există și formulare pentru donare sau sponsorizare, aici mă refer la firme. Banii respectivi vin ca o mănușă. De multe ori, pentru că sunt fel de fel necesare. De probleme necesare, și atunci dacă vin ca o mănușă, înseamnă că îs acolo. Pentru că în educație avem și niște activități complementare programei școlare, și anume, le spunem noi, activități extracurriculare sau extrașcolare, care sunt foarte binevenite și sunt foarte apreciate de către părinți și copii. Că e vorba de o sărbare, că e vorba de o excursie, că e vorba de tot felul de proiecte, sigur că dascălul are nevoie de implicarea familiei și a părintelui care să sprijine aceste activități. Cum putem să le sprijinim noi, părinții, în așa fel încât totul să fie la lumină și totul să fie cât se poate de corect înspre folosul copiilor noștri? Excursiile sunt foarte benefice, pentru că ajunge să relaționeze părinte cu părinte, părinte cu învățător, nu doar la ședințe, când de multe ori tensiunea e destul de ridicată. Și atunci, dacă ajunge să faci excursii, mini-excursii, duci relația părinte-învățător-copil la un alt nivel, la un nivel care este așteptat. E benefic și pentru copil, și pentru părinte, și pentru... Așa poți să-i cunoști mai bine. Trecem în mod firesc la motivația pentru învățare. Sigur, întotdeauna dascălul se străduiește să facă ce poate mai bine, să aleagă mijloacele și metodele cele mai bune ca să-l capaciteze pe copil. Părintele, de asemenea, se străduiește să-i ofere cât se poate de multe, și aici nu mă refer financiar, copilului, însă foarte importantă este motivația intrinsecă. Oare copiii noștri își doresc să învețe? Îi putem determina să învețe? Nu știu dacă există vreun copil care își dorește, pentru că
majoritatea dintre copii, fiind la început, nu prea înțeleg de ce. Nu au noțiunea. Exact. Da. De ce trebuie eu să învăț poezia asta? De ce trebuie eu să învăț tabla mulțire, spre exemplu? De ce trebuie să învăț adunarea? Și atunci, trebuie să, ca și părinte, trebuie să fii pe partea cealaltă, să-l pui în faptul împlinit în față, să cumpere ceva de la magazin. Îi dai bani și îl întreb cât trebuie să-ți dea înapoi restul. Și atunci stă să se gândească, dar nu știu. Ne vorbești despre aplicabilitatea imediată a cunoștințelor însușite dimineața la școală. Exact. Și atunci el stă să se gândească dacă învățam adunarea sau scăderea, mi era ușor. Trebuie oarecum să-l motivez. Să vadă că, de fapt, adunarea, mulțirea și astea sunt folosul lui. Deci nu e în folosul învățătorului, a părintelui, deci el are de câștigat din treaba asta. Copiii spun, mărturisesc că este vorba de copii puțin mai mari de gimnaziu sau de liceu, la orice sarcină au tendința de a spune și la ce îmi trebuie mie asta. La ce o să-mi folosească mie în viață să fac integrale. Ei, până la urmă, și acolo este vorba de niște legături neuronale care te determină să gândești într-un anumit fel. Sub o formă sau alta, toate cele pe care noi le învățăm ne vor fi utile. Cum explicăm noi copilului, dincolo de acest fapt concret, că are nevoie de a-și dezvolta setea de cunoaștere? Sau cum procedăm în consecință? Vezi, copilul, cum ți-am spus, preia modelul părintelui. Dacă vede că eu pun mâna pe o carte și citesc în timpul liber sau când am timp liber, atunci va face și el același lucru. Dacă eu mi-am comandat acum recent câteva cărți, a trebuit să-i comand și lui cărți ca să citească. Îi plac foarte mult cărțile în care există o poveste atractivă cu ilustrații. E foarte important pentru un copil, în momentul când citește, să simtă atracția aia, că curiozitatea aia, ce urmează. Ne spui foarte frumos. Vedeam la un moment dat o situație în care o mamă se plângea foarte mult că al ei copil petrece mult timp pe telefon, omițând din vedere faptul că ea însăși stătea pe telefon. Puterea exemplului este fascinantă. Dacă noi citim, și ai noștri copii vor citi. Exact ce spuneam, partea cu telefonul, acum e destul de greu să îi faci pe copii să renunțe dacă la un moment dat, în urmă cu 2 ani de zile, le-am impus, i-am obligat să stea pe telefon și pe laptop, pentru că așa erau vremurile. Și acum să le spun, nu mai ai voie pentru că ce? Că nu-i pandemie sau pentru ce nu mai am voie? Nu mai vreau eu. Exact. Se poate impune copilului să spui... Și te întreabă, dar de ce? Pentru că așa vreau eu? Sau pentru că așa spun eu? Pentru că trebuie să recunoaștem că într-o perioadă era folosită de către părinți această sintagmă. Poate nu aveau deschidere înspre a comunica cu copiii. Noi deja, părinții anului 2023, trebuie să avem deschiderea de a ne consulta copiii. În momentul în care le aplicăm, poate o pedeapsă sau o restricție și te întreabă de ce? Suntem, mai putem să spunem că așa am spus eu? Sau trebuie să venim cu argumente? Părerea asta cu așa spun eu, parcă lipsește ceva, parcă scoți în evidență o slăbiciune. Adică nu știi ce să faci. N-ai argumentele potrivite. Nu știi cum să te comporți și atunci, pac. Așa am spus eu că sunt părinte. Exact, și am terminat discuția. Nu mai funcționează. Nu știu dacă funcționează sau nu. Nu știu dacă e în folosul copilului treaba asta. Pentru că vezi că copiii, de fiecare dată când le zici ceva, așteaptă un argument. De ce? Aia, de ce se întâmplă așa? De ce merem acolo? De ce? Atunci, dacă reușești să dai un răspuns la acel de ce, nu-ți mai adresează a doua oră întrebare. Așa, atunci când îi spui că nu mai ai voie să folosești telefonul, îi spui pentru că îți strică ochii, pentru că te doare capul. Deci încerc să scoți în evidență lucrurile care lui nu-i folosesc. Ne spuneai la un moment dat că ai consultat copilul în momentul în care era vorba de pasiuni, de muzică sau de sport. Sigur, noi părinții deja am învățat să ne consultăm copiii, ba mai mult am învățat să avem dezbateri cu ei.
să argumentăm pro și contra, să participe la micile consilii de familie, acum sigur fiecare după puterile vârstei copilului. Dar oare această dezbatere nu se poate întoarce și împotriva noastră a părinților? Pentru că de multe ori noi reușim sau dorim să le impunem câte ceva și copiii în inteligența lor și exuberanța lor vin cu argumente foarte, foarte pertinente și ne pun pe noi părinții la zid. Interesant ce spui. Vezi... Dezbaterea e pro sau contra? Mai mult pro. Vezi, de exemplu, mulți copii care părinții sunt în învățământ, dacă îi întrebi, vrei să te faci învățător? Era discuția noastră dintr-o emisiune precedentă. Vrei să te faci învățător? Unii vor spune da, alții vor spune nu. Pentru că văd că nu au timpul la liber pe care ei și-l doresc. Și atunci se gândesc să aleagă o altă meserie. Nu neapărat meseria care avem noi, o putem transmite copiilor. Pentru că noi când ne-am ales această meserie, cum îmi spuneam, am trăit într-o altă lume. Acum, lumea, putem spune că s-a schimbat. Și în continuă schimbare. Nu știm ce o să fie peste un an, peste cinci. Și ca să ajungă să iei o decizie în favoarea copilului, nu știi cum să o faci. Pentru că fiecare părinte vrea să ia o decizie cea mai bună. Să-i ofere viitorul cel mai bun. Să-i ofere ceva în plus ce el nu a avut. Ce să-i oferi în plus? Știi peste 10 ani ce meserie o să meargă? În mare parte poți să-ți dai seama. Pentru că sunt meserii care îți linie. Medici, polițiști, pompieri, parte de IT. Deci astea sunt meserii care vor merge în linie. Pentru că bolnavi vor fi, infractori vor fi. Din păcate. Asta e lumea în care ne îndreptăm. Și încerci să îi găsești o înclinație. Dar oare noi, părinții, trebuie întotdeauna să facem acest efort încât să găsim noi? Oare nu la un moment dat va ieși ușurel și firav la suprafață ceea ce este și ceea ce poate să se manifeste copilul? Important e să identificăm atunci când vedem acele semne și foarte, foarte important e să nu le tăiem aripile. În ce măsură sprijinim pasiunile copiilor noștri? Doar ce știm că, din păcate, în acest exces de zel, părinții uneori îi surmenează pe copii. Îi duc luni la sport, marți la șah, miercuri la engleză și așa poate în fiecare zi a săptămânii copilul își pierde din copilărie doar din dorința părintelui de a face cât mai multe. Cum sprijinim copilul atunci când are vise sau cum îl lăsăm atunci când nu mai dorește să participe la anumite cursuri pe care noi le credeam importante, desigur? Noi, spre favoarea sau spre fericirea noastră, la școală avem și engleză, avem și șa. Deci nu alergați dintr-o parte în alta orașul? Nu trebuie să... Singurul sport care pentru el am văzut că a fost ok a fost karate. Am umblat la karate, după care am început cu notul. Not pentru că este un sport vital pentru el, sau cum zic alții, primul sport care trebuie să-l învețe orice copil, notul. Ce înseamnă a petrece timp cu al nostru copil? Deoarece una dintre problemele părintelui anilor în care ne aflăm este lipsa de timp. Cu toții suntem într-o goană nebună și spunem că ajungem acasă târziu sau nu mai avem timp pentru a petrece cu al nostru copil. Este vorba de cantitate sau de calitatea timpului pe care o petrecem cu fiul sau fiica noastră? Timpul e prețios. Și de multe ori stăm să ne gândim să mai iau un job sau să mă joc cu amicul. Dar vremurile pe care acum noi le trăim te fac în așa fel încât să-ți mai iei un job. Pentru că trăim vremuri care toate s-au schimbat, s-au dublat. Și atunci, dacă îți mai iei încă un job, îți rămâne timp destul de puțin.
Cu ce umplem acel timp foarte puțin? Dacă noi am ajuns seara acasă și stăm pe canapea cu telefonul în mână și copilul stă lângă noi pe fotoliu cu telefonul în mână, se poate spune că am petrecut timp? Nu. Deci copilul are nevoie să simtă că părintele e acolo, într-un oarecare joc. Cel are nevoie de părinte fizic. Nu, deajaba stai cu el în încăpere, nu încăpere e cu telefonul, pentru că același lucru poate să-l facă și când tu ești plecat. Nu e nicio diferență. El trebuie să simtă că te joci cu el, te implici în jocurile lui pe care el le inventează sau le inventezi tu. Important e ca jocurile pe care tu le inventezi sau el să fie constructive și oarecum să duci joaca în favoarea lui sau în favoarea ta. Să-ți dau un exemplu. Făceam jocul mulțirii. Noi o luam ca și joc, dar de fapt scopul era altul. Da. Învățarea prin joc, până la urmă. Exact. Este cea mai eficientă. Și el, la un moment dat, credea că ne jucăm. Dar el, de fapt, învăța. Și atunci i-am zis, ok, nu mai înveți tabla mulțirii, luăm o pauză, mai bine. Luăm o pauză să te relaxezi și tu, hai să ne jucăm. Jocul mulțirii, jocul adunării. Când lăsam partea cu jocul adunării, ce faci? Hai să jucăm șah. Dar în permanent creierul lui rula. Dar el de fapt nu-și dădea seama că lucrăm, că activitățile erau diferite. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, trebuie să intrăm în latura și mai personală, dacă ne permiți. Ce fel de părinte ești? Permisiv sau autoritar? Cum te-ai caracteriza? Îmi place ca orice lucru pe care îl fac să fie perfect. Perfecțiunea știm că nu există aici pe pământ, dar totuși exact. Tindem spre ea. Și dacă fac un lucru, îmi place să fie făcut perfect sau cum glumeam de multe ori, dacă vrei să faci un lucru bine, îl faci tu. Copiii de multe ori văd treaba asta, că părintele când face ceva, stă, analizează, nu face un lucru doar de dragul a fi, să fie făcut. Contează mult și pentru ei. De multe ori când renovam sau făceam ceva, stăteam să mă gândesc, calculam și vinea, da, e simplu, ce dai și așa e, dai, dar sunt anumite... Dar n-ar trebui să învățăm de la pragmatismul generației actuale? Da, pentru, am înțeleg ce vrei să zici, că ei probabil nu au atâtea noțiuni cât avem noi. Deci nu, neavând atâtea informații și cunoștințe, pentru el e simplu, dacă vrei să faci culoarea respectivă la perete, ai băgat pensul, așa ai dat. Deci nu are, trebuie să ai grijă de contur, nu ai, deci e simplu. Deci toate luate foarte simplu pentru ei. Și dacă e să revenim totuși, permisiv sau autoritar, tată? Sau așa un... Cât un pic din fiecare. Se spune că un copil se crește, cu spun pedagogii, cu iubire și fermitate. În ce constau pedepsele atunci când este cazul? Sau hai să le spunem sancțiuni? Și în ce constau recompensele atunci când evident este cazul? Bănuiesc că nu e vorba nici de cele materiale recompense, iar nici de sancțiuni fizice care sunt lăsate mult în urmă într-o epocă de tristă amintire. Acum, sancțiuni nu prea am aplicat. Era pune telefonul deoparte timp de două ore. Exact, era varianta cu telefonul și în momentul când aplici o sancțiune, trebuie să aplici o sancțiune care el îi simte lipsa. Pentru că dacă eu mingea, nu-l interesează că oricum n-are treabă cu mingea, că acum e iarna. Foarte interesant ce... Și atunci știe că dacă iau telefonul, mai e și varianta că își deschide laptopul, pornește televizorul. Toate aceste sisteme sunt conectate la internet. Dacă vrea să intre pe YouTube, de exemplu, e foarte simplu. Poți să intre pe telefon, pe laptop, pe televizor. Și atunci acționezi la sursă, iei internetul exact. Cu totul. Exact. Și atunci el știe că nu o să aibă internet două zile. Și pentru un copil, internetul două zile e mult. Și dacă ar fi să mergem mai departe la acest copil din 2023,
care are capacitatea de a simți foarte bine realitatea, chiar dacă noi nu-l credităm de fiecare dată, are acest pragmatism al generației. Există două situații în care copiii sunt foarte exuberanți și riscă să ajungă oarecum agresori pentru ceilalți copii, și există și acei copii foarte inhibați și timizi, care pot să fie victime. Cum facem în așa fel încât să identificăm ce fel de copil avem și să le tundem urechile, spun eu, atunci când este cazul, sau să-i încurajăm atunci când sunt timorați? Același lucru. Tot din familie pornește treaba asta. Și acum că ai pus în dezbatere tema asta, îmi vine în minte, știam săptămâna trecută pe Facebook, pe un grup de parcări. Trebuie să vorbim și de grupul de mămici la un moment dat. Și atunci un copil a parcat mașina pe orizontală. Un tânăr. Pe două locuri. E clar, când cineva pune o postare pe grupul de Facebook, reacțiile sunt clar de hate. Ce vreau eu să scot în evidență, că părintele lui a comentat la acea postare și l-a felicitat. Și chiar a scris, eu l-am învățat să parcheze așa, ca să nu-i loviți voi mașina, fiind o mașină destul de scumpă. Și mai trist. Până la urmă, părintele este cel care... Oare noi părinții întotdeauna avem capacitatea de a fi modele? Avem capacitatea, dar trebuie să știm cum să procedăm. Pentru că, cum îți spuneam, copilul e ca un burete. Copilul e oglinda, părinte. Și trebuie să știm cum să facem oglinda aia, că el să vadă părțile frumoase. Pentru că fiecare dintre noi mai avem discuții, certuri. Alea trebuie să fie în umbră. El trebuie să vadă partea frumoasă care trebuie să rămână și cu partea frumoasă el să se dezvolte. Pentru că asta se va reflecta în comportamentul lui, asta se va reflecta în discuțiile lui cu colegii și mai departe în societate. Pornind cu un bagaj de cunoștințe solide, atât emoțional cât... Atunci el altfel se comportă. Și în benefic, e și pentru noi ca și părinte o chestie bună, pentru că nu mai trebuie să ne facem probleme. Ce a făcut astăzi la școală? Oare mă sună părintele ăla? Ce a mai lucrat? Oare noi permitem copiilor noștri să facă aceleași năzbâtii pe care le-am făcut noi în copilărie? Sau avem tendința de a fi mult mai exigenți și mult mai... Există între părinți această concurență continuă, spun eu, nu știu dacă ne vom lecui vreodată de ea. În momentul în care vine copilul acasă și spune, mama, am luat 8 sau 9, reacția noastră este, dar Georgel cât a luat, colegul tău de bancă? Facem aceste comparații dăunătoare pentru copiii noștri. Oare lor le permitem să fie așa cum sunt ei? Avem noi capacitatea de a-i accepta cu bune și cu rele? Probabil părinții fac chestia asta ca să-i motiveze. Oare? Îi motivează comparându-i cu ceilalți copii? Nu știu dacă îi motivează, pentru că fiecare copil are stilul lui de a învăța, stilul lui de a merge pe drumul lui. Dar mă gândesc că părintele vrea să îl motiveze ca el la următoarea... Să tindă exact, înspre. Ca vede că Georgescu a luat 9, hai să trag și eu, să fiu ca și Georgescu. Probabil părintele la chestia aia se referă când zice, dar pe de altă parte s-ar putea să-i creăm un rău. Pentru că el dacă nu are încă capacitatea aia, pentru că fiecare copil se dezvoltă altfel. Unii se dezvoltă mai lent, alții se dezvoltă mai repede. Tot așa și învață, tot așa asimilează informații. Și că vorbeam la un moment dat despre capacitatea noastră ca părinți de a fi modele, am citit undeva o pildă care spunea în felul următor. Tatăl îi spunea fiului, fiul îi spunea tatălui să aibă grijă pe unde merge, pentru că fiul va urma pașii părintelui său. Oare pașii noștri sunt demni de a fi urmați de către proprii copii? Așa e. Zicea copilul, ai grijă pe unde mergi, că
Și copilul îi spunea, tată, ai grijă tu pe unde mergi, pentru că eu voi merge pe urmele tale. Foarte, foarte frumos. Mărturisesc că este o oră agreabilă pe care am petrecut-o împreună la Școala Părinților și inevitabil ne aflăm la finalul emisiunii. Pentru că finalul aparține de fiecare dată invitatului, te rog să te adresezi încă o dată părinților, în așa fel încât să extragă fie și puțin din niște învățăminte, din calitatea ta de părinte, sau să măcar să-i pui pe gânduri, să vedem dacă procedăm, pentru că și orice situație, părintele de fiecare dată poate să-și îmbunătățească această calitate de părinte. Majoritatea dintre noi facem și ne gândim cum să facem să fie bine copilului nostru. Cred că ăsta e primul gând când ne trezim dimineață, îl ducem la școală și ne gândim cum să fie pentru el mai bine. Tot ce facem noi ca și părinți, facem pentru el. Pentru că restul sunt bunuri care se duc. Și atunci, dacă copilul nostru e fericit, suntem și noi fericiți ca și părinți. Cum ți-am spus, ei sunt oglinda noastră. Așa trebuie să se comporte și să gândească orice părinte. Copiii sunt oglinda lor. Dacă văd că ceva nu e ok, să analizeze, primul gând negativ care îți vine în minte, îl abandonez. Aici mă refer la discuții și certuri, cum ziceai că pun mâna pe telefon și sfinți în ordine alfabetică. Primul gând îl abandonez, pentru că totdeauna vine la impuls. Primul gând care îi, e un gând negativ care niciodată nu o să fie în folosul tău. Prima reacție în orice discuție, în orice certuri, prima reacție e o reacție negativă. Primul gând îl abandonez. Stai să analizezi și după aia. Ce ne-ai spus mă duce cu gândul la expresia cum îl crești, așa îl ai. Ești adeptul acestei expresii sau crezi că undeva pe parcurs copilul se poate virusa? Asta e valabil, cred că până în clasa 4-a. Cam acolo. Majoritatea dintre ei își iau modele. Intră în anturaje, părinții n-au timp să se ocupe de ei, n-au timp să-i verifice și atunci pot, dintre ei, majoritatea care au și bani de buzunar destul de mulți, pot să intre în cercuri vicioase și atunci ne trezim cu alcoolici, cu drogați și mai apoi... Uite, sunt atât de multe subiecte și teme pe care n-am apucat să le abordăm, dar cu siguranță le vom aborda într-o emisiune ulterioară. Așadar, îți spun pe data viitoare. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru participare și să ne vedem sănătoși data viitoare. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și o seară frumoasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost din nou alături de noi și până data viitoare vă rugăm să nu uitați. Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Numai bine!